Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Ioan 21, de la versetul 1 la 14, voi citi. Pagina în Biblii 1054, puteți urmări de asemenea și pe ecran, cei ce sunteți cu mine în Biserica Emanuel sau la internet. Să ascultăm acest pasaj biblic. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu? El le-a zis, aruncați neajă în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corabia, trecând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jaratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pești pe care ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe, cine ești? Că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, aici în Biserica Emanuel suntem la Actul Sfânt al Cinei Domnului. Evenimentul despre care pasajul pe care l-am citit în auzul dumneavoastră vorbește este acela legat de învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem în atmosfera aceea de Paște, când Iisus Hristos a sărbat Paștele cu apostolii săi, în atmosfera aceea tumultoasă, când ucenicii l-au părăsit pe Domnul lor, când Iisus a fost arestat, în atmosfera aceea plină de tensiune spirituală, căci Iisus Hristos, cel fără de păcat, s-a făcut păcat în locul nostru, în sensul că a luat asupra lui toată povara păcatului omenirii, ca să pironească povara aceasta pe cruce odată pentru totdeauna și de atunci încolo, de atunci încoace, oricine va crede în jertfa lui, în eficacitatea acestei jertfe, în dumnezeirea lui, să poată să fie mântuit, să poată să fie izbăvit de sub puterea păcatului, a morții și a judecății divine. Iisus Hristos, când a instituit cina, a spus aceste cuvinte pe care noi le știm, faceți lucrul acesta în amintirea mea, până voi veni eu. Apostolul Pavel a preluat această învățătură și aceste cuvinte și le-a amintit din nou atunci când el scrie despre actul sfânt al cinei Domnului. Și de aceea ne pune mereu întrebarea, cum ți-l amintești pe acest Iisus Hristos? Astăzi aș vrea să vin în fața dumneavoastră în acest serial cu un mesaj pe care l-am intitulat S-a arătat Iisus. Trebuie să ne amintim despre El și ca despre Mântuitorul care nu stă ascuns, cum spun oamenii, cum spun gnosticii, cum spun cei care nu au relație personală cu Dumnezeu. Poziția lor este, probabil că dacă există totuși un Dumnezeu,
stă undeva departe. A creat și acum, dacă a creat, s-a retras undeva într-un colț în univers și nu-i mai pasă de creație, nu-i mai pasă de oameni. Nu așa este Dumnezeul nostru. Dacă vrem să ne amintim corect despre Iisus Hristos, dacă vrem să facem ceva în amintirea Lui în mod corect, noi trebuie să ne amintim despre El ca unul care tot timpul este cu noi. Se arată, vorbește, comunică, vindecă, mântuie, binecuvântează, stă cu noi la cină, stă cu noi la masă. Așa îl cunoaștem noi. El ne s-a arătat în mântuire, ne s-a arătat în cuvânt, ne se arată la cina Domnului, ne se arată în felul în care ne poartă de grijă, ne se arată în mângâieri de tot felul, ne se arată în casă, ne se arată în copiii noștri, ne se arată în biserică. Haideți, în primul rând, în dimineața aceasta să vedem timpul arătării sale. Timpul arătării sale. Știm că Iisus Hristos este cu noi în fiecare zi. Înainte să se înalțe la cer, după ce a înviat din morți, a spus apostolilor săi, ne spune și nouă. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, acestei perioade numită biserica. Pentru că ceea ce în Sfânta Scriptura Noului Testament este vorbit de veacul acesta, aș vrea să știți că este o expresie specială, teologică o numim noi, cu referire strictă la timpul bisericii, la perioada bisericii, cât va exista biserica pe pământ. Iar când spune veacul viitor, nu este nici de cum cu referința la eternitate, ci veacul viitor este o mențiune teologică specială cu adresă specifică pentru Israel și se referă la împărăția de 1000 de ani în care Israel va avea prioritate în lume și Iisus Hristos va domni la Ierusalim. Deci El este cu noi în fiecare zi. Dar, spre deosebire de faptul și de această realitate că este cu noi în fiecare zi, El ți se arată și mi se arată, stă de vorbă cu tine. Potrivit pasajul acestuia, frașesturilor, doamnelor și domnilor, El se arată după o noapte de faliment. El se arată după o noapte de faliment. Uitați-vă la partea finală a versetului 3. Și n-au prins nimic în noaptea aceea. Și câți dintre noi nu avem exact aceeași experiență? În dreptul nostru și în domeniul nostru, în businessul nostru, în viața noastră, în familia noastră, în relația cu copiii, în relația cu părinții, în relația noastră unii cu alții, avem așa de multe falimente. Și în aceste falimente ne se pare că suntem uitați, ne se pare că suntem pierduți, ne se pare că suntem ignorați de Dumnezeu. Chiar dacă suntem experți, și mulți spunem, eu sunt expert în domeniul cultare și este bine. Apostolii erau experți la pescuit, pentru că aceasta a fost prima lor dragoste, pescuitul. Chiar dacă alții ți s-au alăturat ca să fie cu tine. Observați în partea a treia versetului 3. Mergem și noi cu tine, i-au spus lui Petru. Mergem cu tine la pescuit. Chiar dacă și alții vin să te ajute în domeniul în care ești expert. Te trezești, mă trezesc, ne trezim de multe ori în final că suntem faliment. Că suntem faliment. Aș vrea să te încurajez în această dimineață la cina Domnului, să te încurajezi în fiecare zi. Atunci când ai falimentul cel mai mare, se arată Iisus Hristos. În noaptea aceea n-au prins nimic. Atunci a venit Iisus Hristos și a venit cu binecuvântarea cea mai mare. Poate ai venit în casa Domnului după o noapte de zbucium, poate coșmaruri datorită îngrijorărilor și a încercărilor prin care treci, a crizei în care este familia ta, poate copiii tăi, poate mama, poate tata, poate biserica în care te închini. Situația sănătății. Sunt atâtea lucruri care sunt un adevărat coșmar pentru noi. Aș vrea să vă încurajez în numele Domnului Iisus Hristos în această noapte a falimentului tău, a falimentului casei tale, a falimentului familiei tale, a falimentului business-ului tău, a falimentului planurilor tale. În noaptea aceasta Iisus Hristos vorbește, Iisus Hristos se arată. Aceasta este bucuria Lui și plăcerea Lui. Când puterile omenești, când inteligența omenească, când planurile omenești eșuează și ele eșuează, mai ales dacă sunt făcute din ambiție, din mândrie și fără de Dumnezeu. Când aceste eșuează, vine Iisus Hristos cu îndurarea și aș vrea să-ți amintești de El, că El se arată. Și El se arată nu să te judece, să spună de ce ai făcut așa sau cum avem noi obiceiul. Vezi, nu ți-am spus eu că dacă faci așa, așa e să pățești? Noi avem acest obicei, nu? Nu așa face Iisus Hristos. Observați cum vine El după această noapte de faliment și cum se adresează apostolilor săi, copilașilor.
și toți erau niște lași. Și toți erau niște lași. L-au părăsit. I-au întors spatele. În noaptea aceasta a spus Iisus Hristos, toți veți găsi în mine o pricină de potignire și o să mă părăsiți. Noi niciodată! Petru chiar a jurat și s-a blestemat că el nu face așa ceva. Și apoi Biblia spune, și toți ca și el au spus același lucru. Dar toți l-au părăsit. Iisus Hristos a venit la ei și a zis, ei, lașilor, nu, copilașilor, aș vrea să te încurajez în dimineața aceasta. Iisus se uită la criza ta, se uită la falimentul tău, se uită la necazul tău, se uită la mărăciunea ta, că ești tată, că ești mamă, că ești fiică, că ești fiu, că ești păstor, că ești businessman, că ești tânăr, că ești bătrân, se uită la falimentul tău și vine în dreptul tău și spune, fiule, fiică, pentru că el are obiceiul să ridice. În criza cea mai mare se arată Hristos. De asemenea, potrivit pasajului meu, el se arată dimineața de vreme. Versetul 4, partea 1. Dimineața Iisus stătea pe țărm. Știți de ce? Pentru că Iisus are un obicei mare. Obiceiul acesta, dacă vreți, îl descoperim în Psalmul 30, versetul 5. Și în Psalmul 30, versetul 5, David spune aceste cuvinte. Ce seara vine plânsul. Când vine întunericul, vine necazul, vine amărăciunea. Cum s-a întâmplat așa ceva în casa mea? Cum s-a întâmplat așa ceva în familia mea? Cum să facă copiii mei așa ceva? Cum să facă tata așa ceva? Cum să facă mama așa ceva? Cum să se întâmple așa ceva în biserica Emanuel sau în biserica în care te închini? Cum să se întâmple așa ceva în relațiile noastre? Cum? Seara, deci întunericul, seara vine plânsul. Dar David continuă și zice, dimineața, veselia iarăși. Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, nu întârzie niciodată ca să vină în ajutorul nostru. Și aș vrea acum, când îți pui întrebarea, cum îl amintesc eu pe Iisus cu care mă împărtășesc, amintește-ți ca unul care vorbește cu tine, ca unul care se arată. Se arată în falimentul tău cel mai întuneric, în noaptea cea mai adâncă, în criza cea mai mare. Și se arată în timp, de vreme dimineața, dacă vă uitați în traducerea engleză, early in the morning, adică când se îngâna ziua, noaptea cu ziua, early in the morning. Foarte devreme dimineața, pentru că el nu întârzie, știți de ce? El te vede! Uitați-vă în cuvântul Domnului din Marcu 6:48, dacă frații de la stație au programul cu Biblia, puneți Marcu 6:48 și în special partea întâia versetului. Mai era o vreme când ucenicii au fost pe mare și spune că era noapte și cineva se gândește că noaptea se unde, oamenii nu văd, dar nu Dumnezeu. Iisus Hristos vede și dacă veți vedea pasajul acela pe ecran, veți vedea, spune, și fiindcă îi vedea că se necăjesc în noapte vâzlind. Te vede cum plângi, te vede cum te zbați. Uitați-vă, a văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă și într-a patra strajă de noapte, foarte devreme dimineața, a mers la ei umblând pe ape. S-a făcut că trece pe lângă ei, dar nu trece Iisus Hristos pe lângă tine, nu trece Iisus Hristos pe lângă mine. El se oprește lângă tine și se oprește lângă mine, mărit să fie numele Lui. Și trebuie să te înviorezi lucrul acesta, trebuie să te bucure. Iisus nu te ignoră, chiar dacă ai făcut păcatul acela așa de grosolan. Nu se bucură de păcatul tău, nu se bucură de fără de legea ta sau a mea, nu. Și El vrea să te ridice, să-ți mărturisești păcatul acela, să spui, da, am greșit, Doamne, și să nu mai faci. Și apoi sângele Lui te curățește, pentru că El vede necazul, vede amărăciunea. Și vrea să-ți aducă bucuria iertării. Și după când ți-aduce bucuria iertării, transformă noaptea falimentului tău, a falimentului meu, într-o dimineață a bucuriei, într-o dimineață a cântării de laudă, mărit să fie Domnul. Deci, primul lucru pe care în pasajul de astăzi ne-l aducem aminte, este timpul arătării. Și el se arată după noapte de faliment, se arată în timp, foarte devreme. În al doilea rând, cum se arată el? Cum se arată el? Tot potrivit pasajul, pentru că noi trebuie să rămânem pasajul pe care l-am citit, arătarea lui, frați și surori, doamnelor și domnilor, este o arătare dublă, dacă vreți. Și este foarte interesant cum se arată el. Primul lucru pe care îl face când Iisus Hristos se arată, știți ce face? Determină în tine și în mine o mărturisire. Ia uitați-vă, deci el conduce la mărturisire, primul lucru pe care îl face. Versetul 5. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Și ei au răspuns, ce au zis? Du? Deci, primul lucru când se arată Dumnezeu, știți ce face? Conduce la o mărturisire. Iisus este în mijlocul nostru în dimineața aceasta.
Ce vei face? Ce vei face? Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să spui: Doamne Iisuse, ai milă de mine. Ai milă de mine. Haideți să facem, dați-mi voie să fac o mică paranteză, pentru că acum suntem acasă. De exemplu, aici în California, există această poveste științifico-fantastică, eu vă spun demonică. Nu știu cine, venind fie din Arizona, și abia așteaptă cei din Arizona să ajungă la apă, la ocean, dar mă tem că intră la apă, nu la ocean, așa, ori din Las Vegas, ori din Sacramento, și mai ales erau și români. Au luat pe cineva în mașină, au făcut cu mâna și au luat pe cineva pe autostradă. Foarte interesant, de obicei nimeni nu se oprește pe autostradă. Și vorbind cu persoana aceasta, a vorbit românește. Și le-a spus că să se pregătească de necaz. Se scufundă California, nu știu ce se întâmplă. Oamenii aceștia au panicat, s-au întors, oare așa este, și n-au mai văzut pe persoana aceasta dispărut din mașină. A fost un înger al Domnului. Bietul înger. Și oamenii mai degrabă se grăbesc să creadă povești, băbești, și să creadă că lucrurile acestea sunt venite de sus. Dați-mi voie să vă spun ceva. Cuvântul Domnului este limpede și este clar. Zice, Domnul nu face o lucrare să nu o descopere întâi prorocilor săi. Dar trebuie să știi prorocul ăla. Puneți degetul pe acela care a luat în mașină, pe nu știu cine. Puteți? Uitați-i atunci. E pentru păcate de felul acesta, de exemplu, că lumea se panichează și intră într-o criză. Oare? Trebuie să te mărturisești, Domnule, acum când Iisus Hristos este prezent în casa Lui. El este cu noi în fiecare zi și dacă are ceva de făcut, Dumnezeu ne descopere, ne vorbește și știm prin cine a vorbit. A vorbit prin Amos, a vorbit prin Gog, a vorbit prin Cutare, a vorbit prin Cutare. Știm prin cine a vorbit. Dumnezeu nu este o nebuloasă. Am auzit nu știu unde. Chiar din România au sunat, chiar din Australia au sunat. Știți de ce? Pentru că oamenii nu stau solid pe cuvântul Domnului. Ia stai solid pe cuvântul Sfintelor Scripturi și nu te tulbură nimic. De ce? Pentru că tu te încrezi într-un Dumnezeu care vorbește, nu care ghicește. Vorbește. Și ce vorbește, împlinește. Mărit să fie Dumnezeul nostru. Când El se arată, El conduce la mărturisire. Copii, aveți ceva de mâncare? Mărturisirea lor, nu. Copii, sunteți vrednici să stați la masa mea? Suntem? Nu. Nu suntem. Dacă nu ne dă El vrednicia, nu suntem. Copii, puteți face cu tare lucru. Fără de El, nu. Mărturisește-te Domnului, spune: Doamne, nu sunt vrednic să stau la masa Ta. Am gândit murdar, am avut atitudine murdară, am crezut basme științifico-fantastice și de multe ori pe nedrept numite profeții și știință. Doamne, te rog, iartă-mă, dacă nu mă speli Tu în sângele Tău și dacă nu mă curățești Tu, este vai de mine. Dar știu, pentru că Tu ai venit și nu mi-ai zis cuvinte murdare, nu mi-ai zis cuvinte urâte care puteau să mă caracterizeze după faptele mele. Te-ai adresat mie și mi-ai spus: copilașule, fiule, fiică. O, mulțumim Domnului pentru dragostea Lui. Mă rog ca mărturia și mărturisirea întregii biserici să fie una de felul acesta, ca și apostol. Doamne, noi nu avem nimic, Tu ai totul. Noi nu știm nimic, Tu știi toate. Și pentru că Tu le ai pe toate, dă-ne și nouă îndurarea Ta, dă-ne și nouă bunătatea Ta. Pentru că știți unde se arată El? Este mărturisirea păcatelor, Luca 5, 8 la 10. Atunci Petru a zis: pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. În sensul: Doamne, nu mai pot sta în prezența Ta, atât ești de sfânt. Este mărturisirea neputințelor, Luca 5 cu 5, toată noaptea ne-a întrebat și n-am prins nimic. Este mărturisirea micimii noastre atunci când ne întâlnim cu El, copilașilor. Este mărturisirea Dumnezeirii Lui. Este Domnul, este Domnul. Cu adevărat, acesta este Fiul de Dumnezeu. Și al doilea lucru, în această întâlnire când se arată, El te încearcă, El îți încearcă credința. Versetul 6. El a zis: aruncați neaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi pește. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Lucru fără El nu are rezultat, dar lucru cu El cere credință, cere ascultare, cere supunere, cere inimă. S-a făcut că trece pe lângă ei ca să le încerce credința. Iisus Hristos nu te uită, nu trece pe lângă noi, nu trece pe lângă Biserica Emanuel. În inima Lui, biserica aceasta are preț, în inima Lui, biserica Lui de pretutindeni are preț, în inima Lui, tu ai preț, în inima Lui, Israel are preț. Tocmai de aceea v-aș spune într-o altă parte, fiindcă ai preț în ochii mei, aș vrea să fii sigur că Dumnezeu te iubește.
ai preț în ochii lui și de aceea iubește-i cuvântul și nu te lua după poveștile lumii. În al treilea rând, când se arată el, când se arată el, ce se întâmplă când se arată el? Potrivit pasajului meu, trei lucruri. Primul, transformă falimentul în succes. Partea finală a versetului 6, au aruncat mreaja și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Când Domnul se arată, transformă falimentul în succes. Știți ce se întâmplă în dimineața aceasta? Unde se arată, el este abundență, este belșug, este belșug de iertare, este belșug de îndurare, este belșug de bucurii, este belșug de binecuvântare, este belșug de pâine, belșug de apă vie, belșug de bucurie în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu este belșug în biserica aceasta? Iisus e în mijlocul nostru, frați și surori. E în mijlocul nostru, este cu noi. Unde El se arată, nu se arată cu o mână săracă. El se arată cu binecuvântare, transformă falimentul. N-ai nevoie de iertare? Este aici iertarea. N-ai nevoie de ridicare? Este aici ridicarea. N-ai nevoie de vindecare? Este aici vindecarea. N-ai nevoie de vrednicie să stai la masă? Iisus, vrednicia noastră este în mijlocul nostru. N-ai nevoie de înțelegere? Iisus care te înțelege este aici. Toate sunt cu El. Belșug. Falimentul transformat în succes. Al doilea lucru, îți satisface nevoia zilnică. El se ocupă și de nevoia ta de astăzi. Versetul 9. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbune, pește pus deasupra și pâine. El se uită nu numai la nevoia ta mare, ci se uită și la nevoia ta mică. Noaptea aceea, dimineața aceea, mai degrabă acum, apostolii erau obosiți, erau flămânzi. Ar fi vrut să mănânce, dar n-aveau ce să pună pe masă. N-aveau ce să pună pe masă. Iisus Hristos le-a făcut un grătar, a făcut o minune, le-a făcut pâine, l-a clipeat la ochiul lui. Pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ. Are toată puterea în cer și pe pământ și El se ocupă de toate nevoile tale. Adu-ți aminte de acest psalm glorios, este psalmul 103. Și în psalmul acesta sunt atât de bine puse lucrurile, de toate nevoile tale. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze în numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Ia auzi ce binefaceri. El îți iartă toate fără de legile tale. Dacă aceasta este nevoia ta, imediat aceasta o face. El îți vindecă toate bolile tale. Iisus Hristos este marele vindecător. El îți izbește viața din groapă și te încurunează cu bunătate și îndurare. El satură de bunătăți bătrânețea bunicilor, frați bătrâni, părinților. Te face să întinești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. Domnul este îndurător și milostiv, versetul 8, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ci cât sunt de sub cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână și de aceea ne iubește. Glorie Lui! Glorie Lui! Transformă falimentul în succes, dar îți satisface nevoia zilnică. Îți dă pâine, îți dă pește, te ia musafir și eu-s gata. Să fiu luat musafir. Îngrijește de toate nevoile noastre. Sau cum va spune Apostolul Pavel în Filipeni 4:19. Și eu sunt încredințat că Dumnezeu poate să aibă grijă de toate nevoile voastre în Hristos Iisus. Nu numai că atunci când El se arată, transformă falimentul în succes și îți satisface nevoia zilnică, este al treilea lucru pe care îl face acolo unde se arată El. Îți oferă părtășia sa. Nu vrei părtășia Domnului? Nu vrem noi părtășia Domnului, vrem să stăm la masă cu El. Versetul 12, partea 1 și 13, partea 1. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Iisus s-a apropiat, a luat pâine și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Părtășia Lui, frate și surori, Doamnelor și Domnilor, însemnează să fie cu noi în orice loc, chiar pe mare, chiar în furtună. Părtășia Lui înseamnă să ne dea pâine, să ne dea provizie, să ne dea putere, să ne dea privilegiile sale. Dimineața aceasta,
Părtășia Lui cu noi este să ne audă ofurile, să ne facă să ne vedem și noi falimentele și apoi să ne spună: te iubesc cu o iubire eternă și din pricina Fiului meu Iisus Hristos îți iert toate păcatele, toate fără de legile, nu mai păcătui, vreau să-ți dau pacea iertării, vreau să-ți dau îndurarea mea și vreau să te chem să stai la masă cu mine. S-a arătat Iisus, eu L-am văzut și cred că L-ai văzut și tu prin credință în dimineața aceasta. Este aici la Mvon, este pe scaun lângă tine, este lângă fiecare dintre noi pentru că El este tot prezent. Și este aici nu ca să te condamne, ci este aici ca să-ți spună că te iubește. Deschide-ți inima către Domnul, deschide-ți sufletul către Domnul, lasă-te iubi de El și apoi iubește-L și tu. Amen.